tot ținându-o așa la geam, i-a doar făcut cu mâinile așa în plasă, plasa s-a desfăcut, eu crezut că e închisă, așa de nu se desface, și încăzut jos. Bunica fetei este în stare de șoc. Era prima dată când își vedea nepoata după multă vreme în care aceasta fusese cu părinții în străinătate. Mama și tatăl copilei locuiesc în Albania. Am coșmarul, cred că toată viața mea, dacă s-a întâmplat ceva cu fata. Eu crezui că sâta e pus așa, știi, de nu se desface. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Fetița, în vârstă de 3 ani, a căzut de la etajul 3 a unui bloc din Craiova. Fetița a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar în cauza polițiștii au demarat cercetările, urmând a se stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul. Fetița este internată la terapie intensivă la spitalul din Craiova.